Seceta a afectat cel mai mult culturile de grâu, secară, porumb și floarea soarelui. Ultimele date transmise de Direcția pentru Agricultură Iași cuprinde aproape 114.000 de hectare de culturi agricole declarate calamitate de către fermieri. Din totalul suprafețelor compromise, aproximativ 32.830 de hectare reprezintă culturi de porumb și sorg, iar 32.800 de hectare culturi de grâu și secară. În privința culturilor de floarea soarelui, peste 23.000 de hectare au fost declarate calamitate de către fermierii ieșeni. Alte culturi afectate de secetă sunt cele de rapiță, soia, orz și orzoaică, sfecla de zahăr, plante de nutreț. În această perioadă este în derulare activitatea de evaluare a culturilor transmise de fermieri, activitate desfășurată de comisia stabilită prin ordin de prefect. Astfel, reprezentanții de la Direcția pentru Agricultură, APIA și administrația locală merg în teren și verifică toate datele transmise de către fermieri.